实证力研究团队十年如一日，在我国及非洲多地采集15000余份蝙蝠样品，追踪 SARS 病毒源头，并分离出多种新型病毒。15,000 bat samples. The Wuhan Institute of Virology's virus databases were all wiped from the internet starting on September 12, 2019. Shi Zhengli claimed they had been the subject of hacking attempts, but they've never been re-uploaded or made available to any investigating agencies. Even worse, the World Health Organization experts investigating the origin of the pandemic didn't even ask for access to the virus database. As one of the team, Peter Daszak, confirms here, while others nod their heads. I asked the question in front of the whole team, both sides, while we're at the Institute, Wuhan Institute of Virology, about the so-called missing database. What we were told by Shi Zhengli was that it had been, there'd been hacking attempts on it, about 3,000 hacking attempts, and they took down this Excel spreadsheet database. Absolutely reasonable. We did not ask to see the data. Peter Daszak, who I just showed you didn't ask for the virus database when he visited Wuhan, has also denied there were bats kept at the Wuhan lab. In a December 2020 tweet, he said, "No bats were sent to Wuhan lab for genetic analysis of viruses collected in the field. That's not how science works. We collect bat samples, send them to the lab, we release bats where we catch them." Then in a second December 2020 tweet, he repeated the claim again. He said, "This is a widely circulated conspiracy theory. This piece describes work I'm the lead on and labs I've collaborated with for 15 years. They do not have live or dead bats in them. There is no evidence anywhere that this happened. It's an error that I hope will be corrected." Well, tonight, explosive footage from inside the Wuhan Institute of Virology indicates his statements are wrong. It is not a conspiracy to say there were live bats at the lab. It is a fact. And as you can see, this video shows bats in a cage at the Wuhan Institute. You can also see there a researcher feeding a bat with a worm. And in this image, we can see researchers out capturing bats, and a bat even hangs off a researcher's hat. In another image, there are mouse cages, hundreds of them. We know that the Wuhan Institute of Virology was using humanized mice for experiments to see which coronaviruses could infect humans. In some experiments, they used the humanized mice to make viruses that couldn't previously infect humans do exactly that. These experiments, called gain of function, aim to make viruses more infectious and more virulent to try and predict which may cause a pandemic. Apartamente ale Universității Titu Maiorescu vândute pe sumână de șefii instituției este acuzația sub care s-au făcut percheziții, inclusiv la Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4. Vorbind de un prejudiciu de ordinul milioanelor de euro, s-ar fi vândut aproximativ 40 de apartamente, fiecare cu o valoare între 80 și 150.000 de euro. 14 percheziții au făcut polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice la sediul Universității Titu Maiorescu, dar și la Primăria Capitalei și Oficiul de Cadastru. De asemenea, au descins și la domiciliile unor persoane bănuite de delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu. Acestea ar fi vândut apartamente din cămine de pe Bulevardul Șincai. Aici, pe care ați realizat aceste apartamente, că dumneavoastră le-ați construit. Ancheta vizează persoane cu funcții de conducere de la Universitatea Titu Maiorescu. 40 de apartamente ar fi fost vândute la prețuri cuprinse între 80.000 și 140.000 de euro în funcție de dimensiuni. Noi l-am luat de la un fost proprietar, care a decedat, din câte am înțeles. Aha, și nu știți dacă apartamentul era cumpărat de la universitate? Era o chestie cu facultatea, pentru că știu că la un moment dat mai multe apartamente din bloc au fost sumate să plătească o anumită cotizație către UTM. Rectorul Universității Titu Maiorescu spune că bunurile și terenurile aparțin universității și că toate actele sunt legale. Suntem o universitate privată, suntem în momentul 1, n-avem nicio legătură cu banul public, suntem în plină activitate didactică, e un moment foarte prost. Probabil cine a făcut chestia asta vrea să dea o lovitură de imagine unei universități.
universități private, care e în topul universităților private din România. De asemenea, anchetatorii susțin că persoane cu putere de decizie din universitatea privată ar fi acordat anumite contracte de prestări servicii unor persoane juridice în mod preferențial. Contractele ar depăși suma de 24 de milioane de euro.